Da, ne-am întors, dragi prieteni. Eu tocmai îmi caut casca ca să pot să comunic și eu, așa cum s-ar cuveni, cu colegii din regie. Dar o să facem asta în pauză. Am schimbat macazul, dar nu foarte tare, pentru că tot despre felul în care poți să convertești ceva care zici, bun, nu mai reprezintă mare lucru, cum poți să-l convertești în ceva foarte de preț în ziua de astăzi. Am închis povestea pentru un moment, pentru astăzi, pe tema a spiritualității, a tradițiilor populare românești, care pot deveni brand de țară, pot deveni un cârlig extrem de important în marketingul de țară pe care România ar trebui să-l facă. N-am prea înțeles încă cum ar trebui să facem lucrul ăsta. Mă refer la cei care desenează frunze și alte păpădii și spun că da, așa e brandul de țară al României, asta e imaginea. Acum vorbim despre altceva. Cum convertim de pildă un deșeu? În ce? În bani, ca să spunem pe direct așa. Vorbim despre energia verde, despre posibilitatea de a transforma ceva degradat, de clasă slabă, să spunem, în, mă rog, în resursă, din nou. Despre energia verde, împreună cu domnul Costin Ionescu, promotor, din punctul meu de vedere, al acestei filozofii, care e o filozofie cât se poate de modernă, de contemporană cu zilele noastre, dacă am fi și noi contemporani cu timpul pe care îl trăim noi românii, în perspectiva aia anilor 2020, 20% energie din surse regenerabile, parcă ne-am prinde și noi, numai că nouă ne ia mult. Săptămâna viitoare vorbim despre un lucru absolut fascinant. Am primit astăzi observațiile Comisiei Europene pe tema PNDR-ului. Domnul Banu, vi le trimis și noastră să vedeți ce dezastru pe acolo. Doamne ferește! Avem de lucru încă. Trebuie să-l mai scriem o dată. Sunt vreo 200 și ceva de observații. Trebuie să-l mai scriem o dată, da. Domnule Ionescu, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara, mulțumesc și eu că mi-a oferit ocazia să discutăm, să purtăm această discuție despre un subiect care, în general, nu este foarte mult promovat. Exact cum spuneați, transformarea unui deșeu, a unui lucru care ne dă bătăi de cap, să spunem, pentru a scăpa de el, a-l neutraliza, a-l trata în așa fel încât să ajungă să îndeplinească condițiile necesare pentru a fi depozitat sau împrăștiat. Această tehnologie permite ca din deșeu să nu numai să îl neutralizăm, dar să obținem și un efect util, și anume energie, care în final, bineînțeles, se transformă în bani. Vorbim aici despre biogaz. Biogaz urmat de biocogenerare. Biogazul care se obține din parte vegetală, parte organică în general, care fermentează. Procesul de producere a biogazului are loc în mod natural, dar pentru a avea un proces controlat se utilizează instalațiile de producere biogaz, unde în așa numitele digestoare, de la procesul de digestie care are loc acolo, avem fermentație anaerobă și în final obținem biogaz plus un rest de fermentație, deci materia care intră trebuie să și iasă, care este cel mai bun îngrășământ natural din acest punct de vedere. E chiar mai bun decât gunoiul de graști. Cum spuneam, biogazul se poate obține din tot ce înseamnă materie organică care fermentează, de la cel mai utilizat în momentul de față în Germania, Italia, este porumbul siloz și la noi și face parte din plantele energetice, până la resturi de materie vegetală, gunoi de grajdi. Bun, în altă direcție ne putem adresa resturilor urbane, municipale, nămolul de la stațiile de epurare, cam tot ce înseamnă tot ce poate fermenta și da. Exact. Biogaz. Da. Bun, da. Noi astăzi pe o hartă, să spunem, a producătorilor de biogaz, existăm noi, România? Pentru că existăm pe o hartă a gazelor de șist, pe o hartă a gazelor de tot felul, în care vin și se bată ea cap în cap cu oricine, numai să pună mâna pe resursa aia, dar n-am văzut nici americani venind să colecteze rahatul de la fermele din România, să zică, bă, lasă-mă că luăm noi, că facem, bă, nu, să facem gaz din el. Unde suntem pe harta asta lumii?
În momentul de față, în România există, dacă ne uităm pe situațiile oficiale, pe site-ul Transelectrica, avem din biogaz și biomasă, pentru că sunt la un loc, undeva 60, 80, 100 de megawați putere instalată și care în cea mai mare măsură funcționează. Dar din aceștia, pe biogaz efectiv, sunt mai puțin de 10 megawați. Asta înseamnă că... Și mai puțin de 10 megawatts. Da. Da. Foarte, foarte puțin, din păcate. Exact. Comparativ cu Austria, cu Germania, cu Olanda. Acolo, sigur că sunt și complexe mari de animale și folosesc gunoiul de graj. Și au buncările alea mari în care fermentează și produce biogaz, care e folosit și pentru producție de energie electrică și pentru căldură și pentru... Tot și, exact cum spuneai, și pentru un îngrășământ natural extraordinar de mult. Exact asta înseamnă cogenerarea din biogaz, producerea simultană din aceea sursă inițială de energie, de a două forme de energie, energie electrică și termică. Într-adevăr, la noi, una dintre problemele pentru care, din cauza căreia nu s-a dezvoltat atât de bine, dar e una colaterală, nu e principală, este faptul că nu există foarte multe ferme mari. Dacă vorbim de biogaz care să se obțină din gunoi de grajd, avem nevoie de niște ferme de o anumită capacitate. Dacă vorbim, de exemplu, de ferme de vaci, trebuie să avem undeva începând de la măcar 5, 6, 700 de vaci în sus. Deci acolo devii sustenabil, interesant, adică poți să faci o asemenea instalație în interie. Care ar mai fi sursa din care s-ar putea produce energie alternativă? În afară de gunoiul de graș, care presupune, cum spui, ferme foarte mari, cantități foarte mari de dejecții. Din orice rest organic care fermentează, de exemplu, la abatoare, din resturile de abatorizare, într-adevăr, este o tehnologie mai sensibilă, mai aparte, mai specială, dar, vă spun, am văzut chiar eu o instalație de biocogenerare la un abator, într-adevăr, un abator destul de mare, care funcționează numai pe resturi de abatorizare. Deci pe conținut stomacal, tot ce se aruncă în cadrul procesului de abatorizare, sânge și așa mai departe, mai puțin oase deci și... Deci în loc să se arunce la puțul sec sau să se incinereze, să fermentul pot introduce în fermentație. Deci nu numai că se scapă de cheltuiala determinată de neutralizarea acestor resturi prin incinerare sau cum cealaltă metodă există, că se plătește pentru un astfel de serviciu, dar se obține și un efect util. Se obțin energie electrică și termică, care susțin activitatea abatorului, de se scad cheltuielile cu asigurarea utilităților. Bun, dar acum, pentru că ne-a spus în România 10 megawatts, ceea ce e, cum să spun eu, aproape fix. Nimic. Nimic. Ce se întâmplă în țările astea, să spunem Olanda, alte țări care sunt mari producătoare de lapte, adică au ferme mari de vaci, au cantități de dejecții enorme, e cumva așa o țesătură întreagă de astfel de unități de cogenerare pe lângă ferme? Cam care e ponderea? Cam în ce măsură sunt interesați și ei cu adevărat de a exploata această resursă? Ei au o cultură în a produce energie din surse de energie regenerabilă. Și, bun, și în Olanda sunt dezvoltate astea. Și, într-adevăr, și alte domenii ale cogenerării, aici poate la un moment dat o să atingem și subiectul cogenerării pentru sere, care este o aplicație specială, dar în domeniul biogazului, biocogenerării, am exemplu din Germania, unde sunt undeva pe la 7-8 mii de instalații de cogenerare din biogaz. În Italia sunt peste 1000 de astfel de instalații. Acolo, cel puțin în Italia, de exemplu, s-a aplicat o schemă de feed-in tarif, de tarif fix, pentru megawattul oră produs din biogaz,
foarte stimulatoare. Prețul care se primea pentru energia produsă din biogaz era cam dublu prețului energiei pe care o cumpărai din rețea. Deci, în felul ăsta s-a stimulat dezvoltarea producerii de energie din biogaz, a biocogenerării. Bun, a fost o perioadă în care s-a stimulat acest lucru până la sfârșitul anului 2012 pentru instalații de mare capacitate. Mare capacitate în zona asta a biogazului, discutăm de 1 megawatt. Deja la 2, la 3 megawatt, astea sunt instalații care sunt excepții. După, începând cu 1 ianuarie 2013, în Italia, puterea pentru care se acorda acest feed-in tarif de valoare mare a scăzut, este până în 300 de kW, și cu cât puterea crește, cu atât feed-in tariful scade. La noi, astăvară, a apărut pe site-ul ANRE-ului un document în discuție, metodologia de calculare a feed-in tarifului pentru instalații cu puterea de până în 500 de kW. Cel puțin noi am făcut parte ca promotor al acestei tehnologii dintr-un grup de discuții și în care am făcut observații la această metodologie, le-am transmis ANRE-ului, după care s-a lăsat liniștea. Știu că au mai fost și alte organizații care au transmis observații la acea metodologie și, cum spuneam, de la o lună la alta se tot așteaptă luna viitoare să apară feed-in tariful. Și tot așteptăm. Sperăm ca acest feed-in tarif să stimuleze dezvoltarea. Deci, în primul și în primul rând, ca tarif fix, va face ca un proiect să fie bancabil, pentru că la ora actuală, pe sistemul certificatelor verzi, nu prea mai ies calculele. Mai ales că certificatele verzi nu se mai tranzacționează foarte mult pe piața specifică. Și aici apare o discuție puțin, e o particularitate a zonei astea biogazului. Și pe de altă parte, acest feed-in tarif trebuie să aibă o valoare care într-adevăr să stimuleze dezvoltarea de astfel de instalații. Poate într-adevăr direct din porumb siloz sau numai din porumb siloz poate fi un subiect de discuție dacă este rentabil, benefic sau nu. Nu rentabil, ci benefic în sensul, sunt voci care spun de ce să ocupăm terenul cu un produs pe care îl folosim după aceea ca să producem energie. Mai bine îl folosim pentru a hrăni animalele și din gunoiul de gras să... Da, e o cale mai... Da, mai realistă și mai facilă din punct de vedere economic. Adică trebuie să dezvoltăm bine zootehnia, să folosim resursa vegetală în hrane animalului. Adică sigur că da, și după aceea dejecțiile respective, gunoiul de gras să fie folosit în stațiile de biogaz. Eu vreau să vă spun că stații de biogaz în România au existat și până în 89. Puține. Mă întreb, sigur că ele după 90 din... în motive, n-au mai funcționat pentru că nici zootehnia mai funcționat și nu prea mai există așa cum era atunci. Mă întreb cât de aproape am putea fi de realitatea pe care o visăm noi, pe la care, știu eu, ne gândim să fie. Ce posibilități avem reale în România să dezvoltăm aceste stații, să facem cât mai multe, să nu mai avem 20 de megawatt, să avem 2.000 de megawatți măcar. 10 megawatți, 8.000 de instalații în Germania, da. 1.000 în Italia. Bun, în mod real în România. Și așa mai departe, dar totuși. Când putem păși cu dreptul? Ce trebuie de făcut? Trebuie să intervină ANRE-ul? ANRE-ul e doar autoritate de reglementare. Dacă Bun. Nu are în spate un suport legislativ puternic și coerent, pentru că la ora actuală în piața asta a energiilor din surse regenerabile mai este și o frică. De fiecare dată când discutăm cu un fermier, de exemplu, în zona asta, spune, dar de ce să fac așa ceva când s-a redus numărul de certificate verzi? Nu știe exact despre ce e vorba, dar a auzit de acest lucru.
Numărul de certificate verzi s-a redus pentru instalațiile eoliene și fotovoltaice. Pentru zona biogazului și a biomasei, că sunt privite împreună, nu s-a redus numărul de certificate, tocmai pentru că nu a fost atinsă ținta pe care o avem prin PNAR de putere instalată în astfel de instalații. Cât e plafonul ăla? De unde în sus ar trebui să se intervine să scadă numărul de certificate verzi, așa cum a scăzut pe energie eoliană și pe fotovoltaică? În momentul în care se va depăși puterea instalată pe care o avem prin Planul Național de Alocare în domeniul Dar cine face planul ăsta? De ce nu e mai eficient să folosești energie din asta regenerabilă decât să consumi atâta alt gen de energie, cărbune, petrol și nu știu ce pentru producție de energie electrică? Aceasta a biogazului, cum am spus, nu discutăm de puteri mari. Sunt puteri mici care pot doar să asigure, să susțină, să... Gândiți-vă că noi în momentul de față, dacă ne uităm pe situația online care este pe site-ul Transelectrica, puterea produsă este undeva pe la 7000 de megawați în fiecare oră. Să avem, România mă îndoiesc să aibă în momentul de față capacitatea ca numai din instalații pe biogaz să asigure, hai să spunem, măcar un 3000 de megawați. Nu avem. Trebuie dezvoltată foarte bine zootehnia, dar trebuie 7.000 dezvoltată... 7.000 de megawatts producem pe oră în România, da, cu toate instalațiile pe care România le are la dispoziție sau la ce nu ne referim? Nu. Producem cu tot ce avem la dispoziție, dar ca să ne mulăm pe consum. Pentru că la dispoziție la noi există undeva pe la 24.000 de megawatts putere instalată. Hai să spunem că din acești 24.000 câțiva sunt în conservare sau nu sunt funcționali, să zicem că suntem pe undeva pe la 20.000. De la 20.000 la un consum de sub 7.000 e o diferență mare. Noi în momentul de față avem o problemă cu consumul. Adică nu avem consum. Consumăm prea puțin. Exact. Păi da, pentru că mai sunt unități în industrie care se consume foarte mult. Da, da. Bun, și atunci discutăm atâta de problema... Unde duce povestea asta? Deja noi producem, să zicem, suficient, încă mai mult decât consumăm. Și atunci, care e ideea de a sprijini totuși și alte investiții în domeniul energiei, încât să facem avem o pâine pe masă, nu mâncăm nici aia, dar noi mai producem pâine. În primul rând, pentru a rezolva problema de mediu. Cum spuneam, din gunoiul de grajdi, gunoiul de grajdi nu poate fi împrăștiat imediat și oricând așa cum este. Trebuie lăsat la neutralizare. La fermentat. La fermentat, măcar jumătate de an. În momentul în care gunoiul de grajdi trece prin procesul de digestie anaerobă, ceea ce este în partea cealaltă, este deja neutralizat acest gunoi de grajdi. Deci am obținut efectul util, biogazul, care ulterior îl transformăm în energie electrică și termică, dacă e nevoie, și avem cel mai bun îngrășământ natural, care este direct... Și nu poluăm. Da, exact. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, apropo de dezvoltare, o astfel de dezvoltare, după părerea mea, cel mai bine se face într-un sistem integrat, adică o fermă care să aibă producția de cereale, are ferma de animale, masa verde, asta hrană pentru animale, de la animale și eventual cu puțin suport de masă verde pentru a menține, a susține reacția din digestoare, producem biogazul, avem deja terenul pe care să împrăștiem îngrășământul natural care rămâne în urma digestiei anaerobe, producem energie electrică și termică care să alimenteze, să furnizeze cele necesare unei mici fabrici de prelucrare a produselor agroindustriale. Și în felul ăsta se închide cercul complet. Vă propun să trecem la o chestiune mai practică. O fermă de 1000 de vaci, de 700-800 de vaci, da, cu cantitatea de dejecții, dacă știam că discutăm strict pe subiectul ăsta, vedeam și cu cantitatea de dejecții pe cap de animal, da, și vedeam cât ar produce. Ar fi fost foarte interesant. Sigur că da. Și să vedem câte digestoare din acea ar fi nevoie
ca să consume și să transforme în biogaz toată această cantitate de dejecții. Și până la urmă, fermierul respectiv, ce face cu acel biogaz? Cu ceea ce rezultă de acolo cu gunoiul de graj, e simplu, îl ia e clar, și nu se da. Mai pierde biogaz în atmosferă, nu mai poluăm da. Cu dioxid de carbon, dioxid și așa mai departe. Bun, ce facem, ce face el? Ce poate să facă el cu biogazul ăsta? La ce îl poate folosi efectiv? Exact, să îl treacă printr-un modul de cogenerare, cum sunt cele pe care le producem noi, în care biogazul arde în motor, motor care antrenează un generator și produce curent electric. Ce face cu curent exact. Electric? Conform legislației de la noi, în momentul de față, această energie electrică trebuie vândută în sistemul energetic național pentru a primi certificate verzi sau viitorul fidin tarif. Ce îi prisosește? Dar el poate și folosi în propria fermă această energie. Pentru ceea ce folosește în propria fermă, nu primește forma de susținere din partea... Bun, eu mă întreb acum, este eficient pentru o fermă cu o capacitate cu un efectiv așa mare, cu 1000 de vaci? Avem ferme și de 2000 și de 3000 de vaci în România. Este eficient pentru el să facă treaba asta? Investiția, în cât timp se amortizează? Ce înseamnă investiția într-un asemenea complex de transformare a dejecțiilor din fermă? Investiția este mare și mai ales în momentul în care se lucrează strict pe dejecții, mai ales dacă sunt dejecții cum sunt cele de la vacile de lapte, care sunt dejecții lichide, volumele sunt mari pentru că au conținut mare de apă, de umiditate. Investiția este într-adevăr mare, dar de la caz la caz se face calculul, bineînțeles, orice proiect de genul ăsta se face pentru a fi rentabil, să aibă o perioadă de recuperare a investiției undeva la un maxim 5-6 ani. Nu trebuie să se ajungă la o perioadă mai mare de atât, pentru că modulul de cogenerare are ca inima a lui un motor cu ardere internă, motor care are nevoie de revizii periodice, asta bun este întreținerea pe care o asigurăm cu echipele de service, dar la 7 ani jumate, 8 ani, 10 ani, depinde de producător, de model, de diverse caracteristici, de calitatea biogazului, trebuie făcută o reparație capitală a motorului. Deci, instalația trebuie în principiu până la acel moment să fie amortizată. Da. Bun, luăm o pauză de publicitate, ne întoarcem imediat și o să încercăm să măsurăm, să vedem. E mai rentabil să pui un hectar, luăm la scara asta, un hectar de porumb, să-l faci silos, să-l bagi într-un sistem de obținere a biogazului sau a energiei electrice, sau să-l bagi în pielea animalului, să faci carne din el, să vedem cum e mai rentabil, ce e mai rentabil să produci, pentru carne sau direct pentru biogaz sau pentru biogaz. Înțelegem lucrul ăsta imediat.